Festivalul Național de Teatru 2017, ca orice eveniment public, are și el un hashtag. Teatrul schimbă lumea. Dacă ar fi să găsim un hashtag pentru teatru în general, care ar fi el? Păi, eu mă gândesc că putem să vorbim despre viață, putem să vorbim despre schimbare, despre strigăt de durere, despre atenționarea unui fenomen, nu? Teatru ajută foarte tare și sper din suflet. Habar n-am, eu îl fac. Eu îl fac dintr-o intuiție. Nu știu să o teoretizez ce fac exact, dar dintr-un egoism feroce mă expun în fiecare seară de ceva ani acestui fenomen. Să fie egoism, alții ar spune altruism. Cred că e o combinație fericită. Cum ați primit până acum ceea ce are de dat ediția 2017 a FNT? Este foarte colorată. Asta vreau să spun. Sunt și onorată că particip cu două spectacole, cu Robegan și Kimberly, în acest festival. Sunt plină de informații, de imagini, sunt depășită de acest eveniment puțin și recunosc că sunt înaintea unui spectacol și niciodată nu vorbesc despre ceea ce fac înaintea unui spectacol, acum am făcut o excepție. Bun, atunci nu vorbim despre Kimberly care e în seara asta, dar vorbim despre Rovegan, care nu se scrie cum ne așteptăm cu toți, este Rovegan pur și simplu, scriem cum citim, care este miezul de gust, ca să rămân în nota aceasta a spectacolului Rovegan? Este un semnal de alarmă, este vorba despre un fenomen care ne cuprinde pe toți, este exodul mamelor. Mamele pleacă la muncă în Italia ca să-și întrețină familia. Este strigătul copiilor care rămân în urmă, balansul acestor mame între cele două luni. Ele nu știu exact cărei luni aparțin. Odată plecate acolo, ele nu mai fac parte nici din familia de aici și nu-și găsesc locul nici acolo. Ele își fac doar datoria și trimit bani acasă, dar când se întorc, nu mai știu exact la ce se întorc, dacă mai e cineva. Capra mea, deci vorba despre Rovegan, e bazat pe basmul Capra cu treiezi, are ca fir roșu conducător. Capra mea, Mioara, se întoarce acasă și nu mai găsește pe nimeni. Nimeni din neamul ei. Catinca Drăgănescu, împreună cu Valentina Zaharia, au făcut această documentare în județul Vaslui și au găsit acolo multă durere și au găsit acolo mulți copii care au nevoie de ajutorul nostru într-un fel sau altul. Aș fi fost curios să știu, după ce s-a terminat un spectacol, cât de mult vă însoțește personajul din seara respectivă pe drumul înapoi către Mihaela Teleoacă, pur și simplu. Acum nu o să mă mai alind, dar mi-e destul de greu să ies din pielea personajului și în același timp vreau să o fac cât mai repede, pentru că atunci când ajung acasă trebuie să devin eu, mama celor două fete și soția pe care soțul meu o așteaptă acasă. Sunt seri bune și sunt seri foarte bune și sunt seri mai puțin bune. Trebuie să recunosc că în cazul meu depinde foarte mult de publicul pe care l-am în seara respectivă. Pentru că, de fapt, am zis de acest egoism, dar de fapt pentru public facem ceea ce facem și avem nevoie de el și de energia lui în continuu. Un personaj crește, un spectacol devine amuzant sau trist în funcție de reacțiile pe care publicul le are. Festivalul Național de Teatru generează un soi de vibrație în viața culturală a Bucureștiului, care îmi doresc să fie propagată și după ce se termină această ediție 2017. În ce vă mai pot vedea spectatorii în stagiunea curentă? Păi eu o să încep cu O scrisoare pierdută, un spectacol care se joacă de ceva ani buni aici, cu Marcel Iure și George Mihăiță. Pescărușul la Bulandra, unde fac o arcadină interesantă, spun eu, și nu numai eu. Și pentru fiecare n-am spus regine, n-am spus colegii, n-aș vrea să se supere cineva că doar am amintit spectacolul.